Bună seara, doamnelor, domnilor! Începe principalul jurnal al zilei aici la TV Sud. Sunt Iulia Blondea și vă prezintă cele mai importante evenimente ale zilei. A fost haos în prima zi de școală, după luni în care elevii nu au mers în sălile de clasă. Astăzi ei au început cursurile și s-au reîntors în bănci. 10 de elevi și părinți s-au îmbulzit la intrarea unităților școlare, asta deși regulile impuse în perioada de pandemie interzic acest lucru. Organizarea începerii anului școlar nu a fost una tocmai bună, acest lucru fiind recunoscut de către autoritățile județene. O, uite, trei polițiști! Dar mă aștept să-mi iau și un. Vezi că trec. Cu ghiozdanul în spate și masca pe față, alături de părinți, într-o învălmășală de nedescris. Așa s-au prezentat elevii în prima zi de școală. Da, așa cum vă spuneam, este momentul începutului. Dacă i-ați intervieva pe toți părinții care sunt în fața școlii, ați putea constata că sunt părinții celor mici, care nu se deslipesc de cei mici și așteaptă la poarta școlii din cauza aceasta, producându-se această stare de aglomerare în fața școlilor. Iar în curtea școlii, de unde vin și unde vă pot spune că singurele momente în care nu s-a respectat distanțarea au fost cele ale pozelor de început de an. La deschiderea noului an au fost prezenți și reprezentanții autorităților județene. Având în vedere că am vizitat până la ora asta două unități școlare, situația se prezintă în mod normal, ok. Părinții trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte distanțarea, sunt lucruri de reglat, nimeni nu s-a mai întâlnit cu situațiile astea. Sper că în cel mai scurt timp și aceste lucruri să fie reglate. Autoritățile au stabilit scenariile în care elevii vor participa la ore în siguranță. În județul Gorj, școlile din 62 de localități au început cursurile în scenariul verde, care presupune participarea zilnică la cursuri. Totodată, în 8 localități din județul Gorj, școala a început în scenariul galben.